Bună ziua! În primul rând, sper că sunteți sănătoși. Acesta este cel mai important lucru acum și vă rog, dragi cetățeni, să aveți grijă de dumneavoastră și de familiile dumneavoastră. Știu că am obosit cu toții, știu că această situație creată de pandemie devine tot mai apăsătoare și tot mai dificilă pentru noi, dar pericolul cel mare nu a trecut. Este foarte important să fim foarte atenți în continuare, să ne protejăm și să fim solidari cu cei mai vulnerabili decât noi. De responsabilitatea și solidaritatea noastră depinde sănătatea și chiar viața noastră și a celor din jurul nostru. Vă rog foarte mult să purtați mască, inclusiv de dragul oamenilor mai în vârstă, de dragul oamenilor cu probleme de sănătate. Vă rog foarte mult să amânați petrecerile și alte evenimente pentru mai târziu. Vă rog foarte mult să ne solidarizăm și să fim buni unii cu alții, pentru că doar așa putem să depășim această perioadă dificilă. Doar prin responsabilitate și bunătate putem să ieșim cu bine din această situație grea. În aceste zile ne confruntăm cu foarte multe probleme. Situația este urâtă, proastă, în cam toate domeniile. Ne aflăm într-o criză sanitară și economică foarte mare. Țara a fost izolată pe plan internațional din cauza irresponsabilității autorităților. Oamenii au fost privați de ajutoare, iar între timp, fără de legile, continuă fără nicio opreliște. Nu vom putea rezolva toate aceste probleme într-o zi, printr-o minune. Dar putem și trebuie să întreprindem acțiuni zi de zi, pas cu pas, așa încât oamenii să simtă îmbunătățirea situației. Și exact asta îmi propun să fac. Asta îmi propun să fac din prima zi de mandat. În perioada imediat următoare, prioritățile mele vor fi următoarele. 1. Să ducem o politică externă pozitivă și benefică cetățenilor Republicii Moldova pentru a scoate țara din izolare internațională. 2. Să ne asigurăm că bugetul pentru anul 2021 presupune suficiente resurse pentru sistemul medical, pentru economie și pentru oamenii care s-au pomenit într-o situație foarte grea din cauza acestor crize. 3. Să pregătim și să întreprindem acțiuni ferme pentru combaterea corupției. Dragii grajdani, vă все вложили в эти выборы в каждый ваш голос много ожиданий. Ожиданий перемен к лучшему. Я знаю, что вы голосовали не за геополитические лозунги. Вы голосовали за конкретные перемены в нашей стране и в вашей жизни. И я ценю голос каждого из вас, вне зависимости от того, за кого вы голосовали. Перед всеми нами стоят сложные задачи. Нашу страну долго использовали в личных целях и те, кто называли себя проевропейцами, и те, кто называли себя пророссийскими. Сегодня, как никогда, нам необходима социальная сплоченность для решения сложных задач. Важно не допустить нашего разделения теми, кто пытается заработать политический капитал на этом. Основная задача – это внутренние изменения в стране. Борьба с коррупцией и реформа судебной системы будут приоритетом номер один в моей работе. 2. Нам нужен бюджет на 2021 год, который бы помог людям пережить этот экономический и санитарный кризис. 3. Нам нужна сбалансированная внешняя политика, которая выведет Молдову из изоляции и в основе которой будут национальные интересы наших граждан. Не буду говорить вам, что скоро все станет прекрасно, но вы обязательно почувствуете перемены к лучшему.
Именно поэтому я вижу свою основную задачу, и именно поэтому я хочу, чтобы вы судили обо мне не чтобы вы судили обо мне по моим действиям, а не по лжи, которую распространяют те, которые воруют государственные деньги и которые боятся реформы правосудия. Acum să luăm pe rând prioritățile. Prioritatea 1. Să scoatem țara din izolare internațională. Deja, în mai puțin de 2 săptămâni, am scos politica noastră externă din comă. În perioada campaniei am pledat pentru o politică externă pozitivă, deschisă, activă, în care Moldova să se comporte cu demnitate în plan internațional, iar țara noastră să fie tratată cu respect, așa cum merită cetățenii țării noastre. Am început să refacem relațiile cu România și cu Ucraina. Chiar luni, după alegeri, am avut convorbiri telefonice cu președintele Iohannis și cu președintele Zelensky. Am primit felicitări și asigurări de susținere din partea liderilor țărilor europene și conducerii instituțiilor Uniunii Europene. Am primit mesaje de felicitare din Rusia, Statele Unite ale Americii, China și foarte multe alte țări și organizații regionale și internaționale. Această deschidere ne oferă noi oportunități pe plan internațional. Vreau să avem o politică externă care să aducă beneficii concrete cetățenilor Republicii Moldova. Vreau să transformăm Moldova într-un stat european și să avem relații foarte bune, respectuoase și demne și cu ceilalți parteneri externi. Voi depune toate eforturile ca Moldova să aibă relații bune, pragmatice, bazate pe respect reciproc atât în vest cât și în est. În primele săptămâni după inaugurare vom organiza vizita președintelui Klaus Iohannis la Chișinău și o întrevedere cu președintele Zelensky. În perioada imediat următoare, pe plan internațional, mă voi concentra pe obținerea ajutorului pentru depășirea crizei sanitare și a crizei economice. Voi solicita ajutor sub formă de donații de echipamente, ventilatoare, aparate radiografice digitale mobile, tomografe, precum și medicamentele care lipsesc, în special pentru secțiile de reanimare, teste, echipamente de protecție și alte consumabile. În cadrul proiectelor de cooperare cu Uniunea Europeană și România, voi pune în discuție asigurarea Republicii Moldova cu vaccin anti-COVID într-un termen cât mai restrâns posibil. 2. Buget pentru oameni. Situația pandemică din Republica Moldova a devenit una foarte critică. Îmbolnăvirile și decesele nu contenesc să crească. Sistemul de sănătate este extenuat la maxim. Spitalele sunt arhipline, nu dispun de suficiente echipamente și medicamente. Iar pacienții, și cei cu COVID, dar și cei cu alte maladii, nu dispun de acces la servicii medicale. Solicit guvernului, la pregătirea bugetului de sănătate pentru anul 2021, să includă o asigurare mai bună a sistemului sanitar, cu toate cele necesare, atât pentru tratarea COVID și complicațiilor acestuia, cât și pentru alte programe care în anul 2020, sub presiunea pandemică, au rămas fără atenție, așa ca tratamentele oncologice, chirurgicale, planice, dar și altele, cât și să se acorde finanțare suficientă pentru motivarea personalului medical. În acest context, de asemenea, cer autorităților să ofere gratuitate absolută tratamentului la domiciliu al pacienților cu infecție COVID din contul asigurărilor medicale obligatorii de sănătate, dar și să organizeze cât mai urgent punerea în circuit pentru tratarea cazurilor de infecție COVID cele 240 de paturi din spitalul de la Vorniceni. Și sectorul economic trece printr-o perioadă foarte complicată. Solicit ca politica fiscală și bugetul de stat pentru anul 2021 să includă ajutor real, nu doar declarat, pentru agenții economici. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că ajutăm agenții economici mici și mijlocii ca să nu falimenteze și să nu se piardă locurile de muncă pentru oameni. În acest sens, colegii mei din Parlament vor propune câteva măsuri. Posibilitatea ca agenții economici să poată încheia planuri de restructurare a plăților la stat
fără incaso și penalități. Scutirea timp de un an de impozitele salariale pentru reangajarea oamenilor care au fost disponibilizați din cauza crizei. Taxa zero pentru profitul reinvestit. Insistăm de asemenea pe măsurile pe care le-am propus anterior în suportul agenților economici, inclusiv fondul de garantare a creditelor și compensarea salariilor angajaților pentru restricțiile impuse anterior. De asemenea, cer guvernului simplificarea mecanismelor administrative de accesare a ajutorului din partea statului, astfel ca măsurile de suport să nu rămână doar pe hârtie. Bugetul pentru anul 2021 trebuie să includă resurse și pentru compensarea pierderilor suferite de gospodăriile agricole din cauza secetei. Și foarte important, în buget trebuie să se includă resurse pentru ajutorarea oamenilor care și-au pierdut veniturile din cauza crizei și care nu au economii sau alte surse de existență. A treia prioritate, justiție corectă și anticorupție. Am spus de multe ori, corupția este un pericol pentru securitatea națională. Lupta împotriva corupției și reforma justiției este cel mai important lucru în planul meu imediat. În acest sens, voi aproba o nouă componență a Consiliului Suprem de Securitate și voi reseta modul de organizare și funcționare a instituției. Cele mai răsunătoare dosare vor fi primele subiecte puse în discuție în cadrul Consiliului de Securitate. Furtul miliardului, Landromatul, concesionarea aeroportului, finanțarea ilegală a partidelor politice, campaniilor electorale, de exemplu cazul Bahamas. Voi crea, la nivelul instituției prezidențiale, un mecanism de verificare a tuturor propunerilor venite de la Consiliul Suprem, Consiliul Superior al Magistraturii, vizând numirea sau promovarea în funcție a judecătorilor, astfel încât nicio persoană cu probleme de integritate care a emis decizii dubioase, ilegale, să nu poată fi numită sau promovată în funcție. Același mecanism va fi valabil pentru alte numiri în funcție de care se face responsabil președintele. Voi insista pe evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor și în acest sens voi veni cu un proiect de lege în termeni cât mai restrânși în Parlament. Corupția politică este o problemă care persistă și pe care am văzut-o și în ultimele campanii electorale. Cei care se fac vinovați de finanțarea ilegală a partidelor și a campaniilor trebuie sancționați și voi veni cu propuneri legislative de modificarea cadrului normativ pentru înăsprirea pedepselor pentru aceste încălcări. Finanțarea campaniilor din pungi cu bani, fie din interiorul țării sau din exteriorul țării, trebuie sancționată foarte dur. Președintele este comandantul suprem al forțelor armate și este garantul suveranității, independenței naționale, al unității și integrității teritoriale a țării. Pentru exercitarea eficientă a atribuțiilor sale constituționale, șeful statului dispune și de anumite pârghii. Instituțiile statului, aflate în coordonarea președintelui țării, sunt deosebit de importante și nu trebuie să fie parte a unor târguri politice sau să-și schimbe subordonarea în funcție de mofturile cuiva. Le amintesc celor care pun la cale scoaterea unor instituții din coordonarea președintelui, că la aceste alegeri au votat 1.650.131 de oameni. Acești oameni au mers la vot pentru că cred în puterea președintelui de a schimba lucrurile. Vă recomand insistent să nu încercați răbdarea acestor oameni, să nu vă bateți joc de votul lor și să nu veniți cu inițiative neconstituționale și periculoase, pentru că altfel veți simți pe pielea proprie supărarea acestor oameni. Stimați reprezentanți ai mass media, știu că aveți multe întrebări. În aceste zile am primit foarte multe solicitări de interviuri. Astăzi am vrut să vin la acest briefing pentru a vorbi
despre prioritățile pentru următoarele zile și săptămâni. Dar, pentru că știu că sunt mult mai multe întrebări decât cele la care am putut să răspund astăzi, am planificat pentru luni, 30 noiembrie, la ora 11, la Palatul Republicii, o sesiune mai lungă de discuții, de întrebări și răspunsuri, la care veți fi sau sunteți invitați. Colegii mei vor veni cu detalii pe parcursul zilei despre evenimentul de luni. Vă mulțumesc pentru înțelegere!